tare tuturor! Astăzi avem un nou clip și vorbim despre un subiect mai serios. Despre această sexualizare și obiectificare, să zicem, a femeii. Acest clip vine cumva și ca o reacție a ceea ce se întâmplă acum în online și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Ați văzut că am postat și pe Instagram ceva legat de treaba asta, am avut o postare pe care voi ați share-uit-o foarte mult și vă mulțumesc pentru asta. Știți că eu întotdeauna am fost o susținătoare a femeilor și sunt o susținătoare a femeilor. Mi se pare, în primul rând, că femeile trebuie să se susțină între ele. Mi se pare că trebuie să fim blânde una cu alta, mi se pare că trebuie să ne purtăm frumos una cu alta, să ne ridicăm una pe alta. Niciodată nu am înțeles răutatea între femei și, legat de acest subiect, să știți că am și un clip pe care o să vi-l las în descriere, se numește De ce sunt rele femeile? Și, în același timp, sunt ferm convinsă și una dintre convingerile mele este că noi trebuie să fim susținute și de către bărbați. Bărbații și rolul lor este să ne ocrotească, să aibă grijă de noi, să ne respecte și evident că aici intervine și un respect reciproc, pentru că și noi, la rândul nostru, trebuie să-i respectăm, să îi îngrijim, să ne îngrijim de ei, de nevoile lor și așa mai departe. Aceasta este relația pe care eu o văd între bărbați și femeie, indiferent că vorbim despre iubit, soț, prieten, tată, frate și așa mai departe. Asta este relația sănătoasă bărbat-femeie. Și vreau să vorbim despre sexualizarea femeii din partea bărbaților, pentru că consider că ceea ce se întâmplă astăzi în lume, în general, este extrem, extrem, extrem de greșit. Și mi se pare, îmi lasă așa un gust amar când văd bărbați în jurul meu, bine, în jurul meu mă refer că mai aud pe stradă, aud exemple, aud discuții uneori, dar slavă Domnului, nu am prieteni apropiați care să aibă acest gen de comportament și care să sexualizeze foarte mult femeia, sau dacă o fac, o fac în privat și eu nu am auzit nimic. Așa că să vorbim puțin despre ce se întâmplă și când vorbesc despre ce se întâmplă, mă gândesc evident și mă refer și la cazul cu vloggerul Colo, Alexandru Bălan. A fost foarte fain, apropo, pentru că Alexandru Bălan îl cheamă și pe antrenorul meu care nu are nicio treabă cu Colo și am făcut puțin mișto de el. Ceea ce se întâmplă cu Alexandru Bălan, nu zic că nu este, ca să zic, corect faptul că s-a semnalat acel videoclip, acel comportament. Dar în același timp cred că este o oarecare exagerare încât să ajungă și la pușcărie pentru așa ceva și vă zic și de ce. El acum, din punctul meu de vedere, este țap ispășitor pentru o generație întreagă, dacă nu chiar mai multe generații de bărbați cu un astfel de comportament. Pentru că, ok, nu sunt deloc de acord cu ceea ce a zis în acel clip și anume că acea adolescentă merita violată și așa mai departe. El cum a zis-o efectiv prostesc, adică a fost o chestie de prostie bărbătească, ca să zic așa, l-a luat gura pe dinainte. În același timp sunt convinsă și știu sigur că mai există astfel de clipuri la alți vloggeri postate acum 10 ani, N ani și așa mai departe, cu mesaje relativ asemănătoare. Și acolo nu s-a sesizat nimeni, niciodată. Oamenilor li s-au părut amuzante clipurile respective sau interesante. Și de ce zic că se exagerează? Pentru că mi se pare greșit. Și vă dau un exemplu. Ne sesizăm pe acel clip unde a zis chestia asta și spunem că a instigat la viol. Și, într-adevăr, repet, nu înseamnă că sunt de acord cu ceea ce a făcut, nu mi se pare că ar trebui să existe astfel de conținut toxic pe internet, nu ar trebui să existe nicăieri astfel de conținut toxic, dar de ce nu ne uităm la toate melodiile pe care le ascultăm, hip-hop, trap, de ce nu ne uităm la versuri, de ce nu ne uităm ani de zile de ascultat B.U.G. Mafia, Paraziții și mai știu ce, unde femeia este atât de sexualizată și atât de ți-o bag, ți-o scot, ți-o, ce nu-ți fac și cum te aplec și cum nu știu ce și că te las și, adică, de, acolo de ce nu ne uităm? Acolo de ce era ok? Persoanele acelea de ce sunt super vedete și
totul este în regulă, pentru că și acolo femeia este extrem de sexualizată și se promovează o atitudine complet greșită față de femeie. Legat de colo, problema cea mai mare cu siguranță este faptul că avea un public minor, preponderent, foarte, foarte mulți minori și... Repet, este total greșit că nu și-a asumat responsabilitatea să gândească ceea ce promovează și că nu și-a asumat responsabilitatea limbajului pe care îl are în clipuri. De asemenea, ar trebui să ne uităm și la Twitch și ceea ce se întâmplă pe Twitch, unde sunt toți gamerii. Deci acolo sunt niște discuții, chiar îmi povestea Alex că înainte de Twitch era 4chan sau ceva de genul, unde intrau practic și erau discuții, intrau toți dezaxații și ține minte că era adolescent. Și vedea acolo niște discuții de oameni dezaxați, că altfel n-ai cum să-i numești. Așa că aceste lucruri se întâmplă și practic ce se întâmplă acum este reversul medaliei pentru toată educația pe care noi am oferit-o bărbaților în anii trecuți și în trecut până în prezent. Pentru mine ceea ce se întâmplă acum este un semnal de alarmă și o readucere a minte a faptului că trebuie să fim mult mai conștienți de cum ne educăm copiii și la ceea ce îi expunem. Pentru că orice bărbat din lumea asta este crescut de o familie, de o mamă și de un tată, are niște părinți. Deci noi ca femei avem datoria să ne creștem băieții corect. Ceea ce înseamnă că aceste scuze de tipul e băiat, e bărbat, ce să-i faci? Așa-s bărbații. Nu există așa-s bărbații. Bărbații trebuie să fie învățați că sunt responsabili pentru ceea ce scot pe gură. Bărbații sunt responsabili pentru felul în care se poartă cu o femeie. Sunt responsabili pentru felul în care reacționează. Așa cum și o femeie este responsabilă pentru aceleași lucruri și trebuie să aibă grijă cum se comportă, cum vorbește, cum se poartă în societate și așa mai departe, la fel trebuie să fie și un bărbat. Nu cred că noi ca femei trebuie să suportăm măgării doar pentru că sunt bărbați, așa-s bărbații. Nu trebuie să suportăm măgării. Când te fluieră unul pe stradă, atrage atenția. Când te agață unul într-un mod, cum să zic, mitocănesc așa, adică într-un mod în care ești obiectificată, atrage atenția. Când oricine are un comportament mitocănesc, când oricine are un comportament neadecvat față de o femeie sau față de femei în general, atrage atenția. Când vezi orice copil sau băiat care are un comportament neadecvat, atrage atenția. Este și de datoria noastră să educăm bărbații, pentru că copiii sunt crescuți în mare parte de mame, este adevărat. Deci noi, ca femei, avem obligația să ne creștem băieții cum trebuie. Dacă sunt lucruri care nu ne-au plăcut la bărbați în general în viața noastră, păi să ne creștem băieții cum trebuie. Dacă sunt lucruri care nu ne plac în general la bărbați, păi să schimbăm chestia asta. Sunt complet de acord că poate ei, săracii, sunt dezorientați și nu știu cum să se comporte cu noi. Păi hai să-i ajutăm atunci. Dar în același timp, trebuie și ei să fie conștienți și aș vrea ca și anumiți bărbați să se uite la acest clip. Și ei trebuie să fie conștienți că sunt responsabili de cum se comportă cu noi. Și problema este că noi nu-i taxăm pentru acest comportament. Noi nu taxăm acele melodii jignitoare, noi nu taxăm acel comportament jignitor, noi nu taxăm acele cuvinte jignitoare. Și atunci ei cred că e ok. Ei cred că treaba merge și așa. Aici este problema. De asemenea, vreau să înțelegeți că viața sexuală și viața intimă și ceea ce se întâmplă intim între doi parteneri nu are legătură cu sexualizarea femeii în societate. Ce este intim trebuie să rămână intim, actele intime trebuie să rămână intime, felul în care te exprimi trebuie să rămână intim pe zona aceasta, nu trebuie să fie public, nu trebuie să, cum să zic, nu trebuie să. Adică s-a ajuns într-un punct în care, cum zicea și Sweet Paprika, oamenii nu mai fac dragoste, ei se... Înțelegeți voi că nu vreau să vorbesc urât. Adică noi nici măcar nu mai spunem că facem dragoste sau că noi facem sex și atât. Și mi se pare foarte greșită treaba asta, pentru că am scos
toate sentimentele și toate emoțiile și tot ce era frumos și cumva, ca, sunt lucruri pe care le simți când ești intim cu cineva, le-am scos și le-am obiectificat și le-am făcut atât de fără însemnătate, încât s-a ajuns să te poți comporta și să poți spune lucruri cumva jignitoare despre o femeie în public fără nicio problemă, că ce am zis așa de grumă, ca și când e o chestie care nu se întâmplă sau e o chestie care... Înțelegeți ce vreau să zic? Și, repet, problema este că acești bărbați și bărbații din jurul nostru nu sunt taxați pentru acest gen de comportament. Eu am un băiețel, Mati. Noi vrem să-l creștem într-un mod responsabil. Noi vrem să-l creștem să aibă respect față de femei. Noi vrem să își respecte iubita, prietenele, soră, dacă va avea, să-și respecte și prietenii bărbați. Nu mai vorbim de rivalitatea între bărbați. Eu sincer nu înțeleg ce se întâmplă acolo și toată chestia cu alpha male și așa mai departe. Înțeleg că există cumva și anumite instincte animalice pe care noi le avem în interiorul nostru. Sunt complet de acord, dar în același timp avem rațiune, în același timp avem moralitate și cred că putem să ne controlăm atunci când este cazul și cred că putem să creștem și să ne educăm să fim niște oameni mult mai respectoși unii cu ceilalți. În momentul în care aveți un copil, un băiat și vedeți un comportament greșit la el, gândiți-vă ce exemple îi dați în casă, gândiți-vă ce vede în casă, ce vede la prietenii tatălui, că, na, Mati, de exemplu, mai pleacă la plimbare cu Alex și cu prietenii lui și dacă învață vreo prostie, poate să învețe și de acolo. Dar una este să mai scapi o jurătură mică, nu știu, îți scapă oricum Mati, de exemplu, acum mai nou din parc, l-a văzut la un dat un copilaș care probabil a scuipat și zilele trecute a scuipat pe jos în casă și eram gen, ce faci? De unde ai luat asta? Că Alex nu scuipă niciodată, eu nici atât, părinții mei nu scuipă, adică nu înțelegeam de unde acest scuipat. Și cu siguranță l-a luat de la cineva, de la un alt copil pe care l-a văzut. Așa că gândiți-vă foarte bine că totuși copiii noștri absorb tot și văd tot și imită tot. Așa că dacă noi vedem adolescenți cu un comportament inadecvat, este pentru că noi îi învățăm să fie așa. Noi îi educăm să fie în felul acesta, noi educăm băieții, viitorii bărbați, să aibă acest comportament față de femei. Și noi îi educăm așa, în primul rând, pentru faptul că acceptăm. Acceptăm și le spunem de mici că mami, ești băiat, e ok. Acceptăm și spunem fetelor de mici că e așa-s bărbații, na, să mai uită după una, după alta, mai înșală, că bă, așa-s bărbații, nu se pot abține. Cum adică? Nu există așa ceva. De ce ți-ai învățat copilul că așa ceva este ok? Nu este ok. Deci toate aceste comportamente, noi învățăm copiii și viitorii bărbați să fie așa. Dacă analizăm foarte bine, din păcate, noi am ajuns în acest punct pentru că nu am taxat astfel de comportamente. Înțeleg că înainte și istoria ne-a arătat că femeile nu aveau foarte multă putere, ok, dar acum o avem. Acum avem și voce, acum avem și drepturi și acum cred că putem să ne cerem respectul cuvenit. De asemenea, mi se pare că și filmele porno au creat o imagine foarte greșită despre relația intimă dintre doi oameni, pentru bărbați și pentru multe femei, pentru că dacă înainte erau acele filme erotice care de bine de rău mai aveau ceva sentimente pe acolo, acum totul, dacă te uiți la un film porno, este atât de... nu știu cum să-i zic, nu-mi găsesc cuvintele să-i zic, dar mi se pare că este atât de greșit și nu reprezintă o realitate neapărat a ceea ce se întâmplă, s-au creat niște așteptări greșite pentru bărbați, s-au creat niște așteptări greșite pentru bărbați din punct de vedere al corpului feminin, s-au creat foarte multe imagini greșite asupra sexului, asupra relațiilor intime și nu zice nimeni că în dormitor nu trebuie să experimentezi, nu zice nimeni că în ceea ce este intim nu poate fi interesant, nu poate fi nou, nu... adică experimentezi, este viața ta intimă. Nici nu știu cum să explic ca să mă înțelegeți. Nu zice nimeni că ceea ce se întâmplă în dormitor este greșit, atâta timp cât cei doi oameni își doresc să facă chestia asta, dar mi se pare greșit să presupui din start sau să ai un comportament atât de, cum să zic,
intim și să proiectezi asupra unei femei ca bărbat acele acțiuni sau să-i spui ce ai face, ce ai așa, fără să ai o relație intimă cu acea femeie, dacă mă înțelegeți. Adică asta mi se pare o treabă foarte, foarte greșită și noi ca femei permitem chestia asta. Dacă un bărbat vine la noi și ne zice ceva, ne face un compliment, noi închidem ochii și nu zicem nimic. Nu, nu trebuie să închizi ochii să nu zici nimic. Trebuie să ripostezi și să îi zici vreo două, politicos, dar să-l pui la punct. Bărbații trebuie să puși la punct. Trebuie să știe până unde e limita, trebuie să știe care este comportamentul corect față de noi. Și, repet, nu zic că ceea ce s-a întâmplat cu acest vlogger este corect, dar haideți să ne gândim cât am încurajat noi sketch-uri în online care au ca idee această sexualizare a femeii și ni se par amuzante, câte view-uri am făcut pentru acele sketch-uri, câte melodii, repet, câte melodii am ascultat și ascultăm în care cuvintele sunt extrem de jignitoare pentru femei. Deci nu putem să venim acum și să spunem că acest lucru ne șochează că s-a întâmplat, pentru că ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă acum în online este rezultatul educației pe care noi am oferit-o bărbaților și rezultatul non-reacțiilor noastre ca femei la acest comportament al bărbaților. Asta este realitatea. Din păcate, asta este realitatea. Și în același timp, mi se pare că și această atitudine de dacă nu vrei să se uite un bărbat la tine și să zică chestii despre tine, acoperă-te. Nu, pentru că un bărbat trebuie să fie în stare să se abțină. Repet, recunosc că există instincte animalice, recunosc că există instincte, sentimente, emoții și așa mai departe, care se trezesc așa într-un bărbat, dar are rațiune, are un creier și poate să se abțină, poate să fie politicos în continuare, poate să fie respectos în continuare, poate să-ți facă un compliment finuț în care să-ți sugereze cât de multe ai trezit tu în organismul lui. Dar acel compliment trebuie să fie finuț și respectuos. Și dacă acele complimente nu sunt finuțe și respectoase, atunci avem o problemă, băiete, ca să zic așa. Nu aș vrea să credeți că sunt pro-ascunsul femeilor și femeile n-ar trebui să se, nu știu, să nu mai poarte un decolteu, să nu poarte fustă scurtă, pantalon scurs, în niciun caz. Mi se pare că femeia are libertatea de a fi cum vrea ea să fie. Dar ce trebuie noi să înțelegem ca femei și ce trebuie bărbații să înțeleagă și ce trebuie noi ca femei să-i facem pe bărbați să înțeleagă este că noi nu suntem jucării sexuale. Noi nu suntem aici ca ei să-și satisfacă nevoile sexuale după cum au ei chef. Noi suntem ființe cu sentimente, cu dorințe, vrem propriile noastre trăiri, vrem să facem lucrurile în felul nostru, iar ei trebuie să respecte asta și trebuie să ne fie parteneri, coechipieri. Așa că, fetelor, vă rog, mamelor, apelez la voi, viitoare mame care veți fi, educați bărbații. Au nevoie de ajutor în sensul ăsta pentru că, v-am zis, noi am acceptat mult timp acest gen de comportament și unele femei, din păcate, chiar au încurajat acest gen de comportament. Și atunci trebuie educați. Trebuie să ne educăm bărbații, ca să zic așa. Și din nou, noi ca femei avem această caracteristică, avem aceste aturi de a fi blânde, de a fi înțelegătoare, de a fi răbdătoare. Aveți răbdare cu ei. Nu vor înțelege de la început. Vă veți mai enerva. Dar trebuie să ne educăm bărbații. Trebuie să ne educăm, v-am zis, bărbații, băieții, copiii, rudele, pe toată lumea. Ar trebui să începem să schimbăm această mentalitate în România. Ar trebui să, nu mai zic de în lume, dar măcar aici la noi, pentru că aici avem noi putere. Măcar doi bărbați, dacă schimbăm și dacă le schimbăm puțin perspectiva și le explicăm puțin ceea ce se întâmplă, ei vor da mai departe. Așa că, ușor, ușor, puțin câte puțin, măcar dacă nu aveți bărbați în viața voastră pe care să puteți să-i educați, măcar puteți să nu mai acceptați anumite comportamente pe care le vedeți pe stradă sau care vin către voi. Nu acceptați așa ceva. Mie nu mi se pare ok să accepți așa ceva. Adică,
De ce te-ai comporta așa cu mine? Ce îți dă dreptul să te porți așa cu mine? Știu că este un subiect foarte sensibil, de la faptul că noi nu suntem jucării sexuale, de la faptul că acel clip a făcut foarte multă vulvă în online, dar din nou vreau să vă deschid puțin ochii, să vă gândiți la faptul că acesta este un rezultat pentru ultimii 15 ani de comportamente de genul, care au dus astăzi în acest gen de clipuri în online. Copii pe care îi vezi că îți zic, deci eu mi-aduc aminte în liceu, am rămas șocată că a venit un băiețel de clasa a patra și asta se întâmpla acum 10 ani, să ne înțelegem, că am terminat liceul de 10 ani. A venit la mine și mi-a pus mâna pe fund sau îmi zicea la Caterinca că ce fund am. Și am rămas complet șocată. Cum poate un băiețel de clasa a patra să se gândească la așa ceva, să aibă un astfel de comportament? Evident că după aceea m-am dus direct la învățătoarea lui, am aflat în ce clasă e și l-am tras de urechi, ca să zic așa, pentru că niciodată nu am acceptat așa ceva și nu mi se pare normal să accepte așa ceva. Nu e un compliment să vină cineva să zică chestia asta. Un compliment nu se face așa. Adică nu așa faci un compliment unei femei. Și, repet, haideți să nu ne mai lăsăm noi obiectivizate, da, cred că ăsta e cuvântul, sper că ăsta e cuvântul, dacă nu, corectați-mă. Haideți să nu mai dăm noi voie să se întâmple chestia asta în jurul nostru, pentru că totul, orice schimbare pleacă de la noi. Orice schimbare vrem în lumea asta pleacă de la noi. Noi ar trebui să nu mai dăm voie la așa ceva în jurul nostru. Noi ar trebui să nu mai dăm voie să se întâmple așa ceva. V-am zis, de la comportament, și nici nu mi se pare ok să dăm voie comportamentelor de genul, păi îmbracă-te fată, ce umbli cu fusta aia scurtă. Umblu cu fusta aia scurtă pentru că probabil îmi este cald. Umblu cu fusta aia scurtă, poate vreau să mă bronzez pe picioare. Nu este treaba ta, atâta timp cât nu sunt vulgară. Și până la urmă, și dacă sunt vulgară și asta aleg eu să fiu, ceea ce realmente nu sunt de acord cu vulgaritatea în mod, adică din punct de vedere personal nu-mi place vulgaritatea, dar și dacă o femeie alege să fie vulgară, asta nu înseamnă că îi dă dreptul unui bărbat să aibă un comportament neadecvat cu ea. În niciun caz. Așa că haideți noi să nu mai dăm voie să se întâmple așa ceva, să taxăm foarte aspru ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în același timp să educăm. Pentru că v-am zis, noi ca femei suntem blânde, suntem răbdătoare, suntem înțelegătoare și cred că putem lua această energie noastră și să o proiectăm asupra celor din jurul nostru și să-i ajutăm să învețe. Că poate sunt dezorientați legat de cum ar trebui să se poarte cu o femeie. Știu că a fost un subiect sensibil și știu că există N păreri pe această zonă. Eu astăzi v-am expus strict părerea mea, v-am expus ceea ce eu gândesc și ceea ce eu am observat în această perioadă și legat de această situație. Putem să deschidem o discuție pe acest subiect, evident, în comentarii, dacă vreți lăsați-mi părerile voastre, dar o să vă rog, pentru că știu că este un subiect sensibil, am să vă rog din tot sufletul să păstrăm comentariile respectoase, ca să zic așa. Pentru că, din nou, dacă nouă nu ne place să fim tratate într-un mod nerespectos, ar trebui și noi să ne comportăm la fel cu cei din jur. Așa că aștept comentariile voastre și părerile voastre. Nu trebuie să fiți de acord cu mine. Mi-ar plăcea să încercați măcar să-mi priviți punctul de vedere și să încercați să învățați ceva din chestia asta. Dar, repet, nu înseamnă că trebuie să fiți de acord cu mine. Dar în orice caz, vreau să pornim o discuție pe această temă. De asemenea, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru că vor mai veni astfel de subiecte și nu numai, ați văzut beauty, dietă, minimalism, de toate. Și desigur să mă urmăriți și pe Instagram, unde postez destul de des și unde postez și giveaway-uri, pentru că știți foarte bine că nu țin produsele pe care nu urmează să le folosesc sau care nu mi se potrivesc, așa că vreau să vi le dăruiesc vouă și acolo o fac. Acesta a fost clipul și ne vedem luni cu un nou clip.